Salutare! Avem aici un recuperator, o instalație de recuperare de căldură formată dintr-un sirocou care se mai găsește pe camioane, dube și pe autorulote care și-au montat. Aici avem un radiator. Înăuntru la cutia asta se află un radiator cu tor și retur. Aici, după cum vedeți, am folosit gura de vapoare dispersorul ăsta de căldură din kitul de montaj. Aici avem un vas de 35 de litri de apă, o pompă de recirculare de 12 volți. Așa arată pompa. Se vede bine descrierea. O pompă din asta mică de acvariu. Aici avem două filtre Y pentru mizerii, să nu se adune mizerii. Așa. Instalația am pornit-o de vreo 10 minute, din care vreo 5 minute ia la sirocou să intre în full blast, adică să stingă bujia să funcționeze pentru ambient. Momentan apa are 10 grade. Aici el suflă cu o căldură de 80 de grade. Iar la ieșire, pentru că apa îi fură căldura, ca să găsim o poziție mai. Așa. La ieșire doar 12 grade. Și crește, în creștere. Carcasa 12 grade și intră între 70 și aproape 80 de grade. Cum v-am zis, se pornește de vreo 10 minute. Așa arată debitul de apă de la pompa asta. Se poate folosi orice pompă. Eu am preferat asta, că e mai mică și mai silențioasă. Se poate folosi o pompă și de felul ăsta. Acum să vedem cam cât timp îl ia să încălzească ăștia 35 de litri de apă. Revin. După cum vedeți, am revenit după 15 minute de funcționare a sirocoului la intensitate maximă. Cam după circa 10 minute temperatura apei a crescut cu 5 grade. Ia să verificăm acum. Deci după 15 minute apare 22 de grade. Din ce am observat, recuperatorul de căldură preia foarte multă căldură. Deci dacă o să-l folosiți în autorulote și în dube și în din astea, pe timp de vară nu o să fie problemă. Deci la ieșire, la radiator, undeva la 20 și un pic de grade, 24. 22-24 de grade, iar la intrare în radiator undeva la 82-83 de grade. Apare 25 de grade.
se simte caldă, este cu totul altceva. Aici am o sursă de 30 de amperi cu care alimentez toată instalația asta de amoroarte, înainte să fie montată în dubă. Revin după 10 minute cu un alt update. Da, au trecut circa 30 de minute, jumătate de oră de când instalația funcționează la foc continuu, cum vine vorba. Apa din vas, după 30 de minute de funcționare, a ajuns undeva la, nu știu dacă se vede, 32 spre 33 de grade, ceea ce e foarte, foarte bine. Cum v-am zis, recuperatorul de căldură funcționează foarte bine. Aici e avantaj vara, când e mai cald, că nu suflă aerul cald în interior, în habitaclu. Iar ca radiator puteți folosi, se poate folosi și un radiator de scooter, un radiator de habitaclu de auto, piesa de încălzire din interior. Cum alege fiecare. Eu am avut posibilitatea să folosesc un radiator industrial din cupru, undeva la vreo 25x20 dimensiuni și gros de vreo 7 cm, dacă nu mă înșel, are și faburele dublu. Deci cam asta e instalația pentru cei care vor să-și facă un pic de apă caldă în rulote, autorulote și aveți un sirocou. E o instalație simplă, foarte simplă, nu e nici costisitoare. Pompa asta mică, care folosesc eu, este foarte silențioasă. O am comandat-o de pe EMAG, undeva la vreo 45 de lei cu tot cu transport. E o pompă, se mai folosește la acvarii, pompa e și submersibilă. Cam asta e situația. Deci, în concluzie, da, merită. Instalația funcționează bine, din punctul meu de vedere, mai mult decât nimic, cum vine vorba. Salutare și spor la șurubărit!